Investiția în cinematograful Dacia va fi scoasă în aceste zile la licitație. Se vor aloca aproape 20 de milioane de lei pentru reamenajare, extindere și dotare cu aparatură tehnică de ultimă generație. Cuprinde modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia, cum se numea și se numește în continuare, care va deveni, așa cum spuneam, un copiilor. Documentația a fost avizată de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Licitația se face după formatul, după procedurile Baird, durează la fel ca orice altă procedură de licitație și sperăm până la sfârșitul anului să avem și constructorul acolo. Cinematograful Dacia va deveni Ateneul Copiilor. Acolo se vor organiza spectacole de teatru, vor rula filme și vor fi organizate diferite cluburi. Primarul Mihai Chirica speră că până la sfârșitul anului constructorul să-și facă cel puțin organizarea de șandier.